Joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super. Vă spuneam săptămâna trecută despre Super Social, acea parte extrem de interesantă a platformei Superbet, în care puteți să vă întâlniți între dumneavoastră, să share-uiți biletele și să vedeți ce tipuri de pariuri pun oameni la care ne-au scos în stradă, Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea și mulți fotbaliști renumiți sau persoane publice. Dar pe lângă acest lucru, există pe această secțiune posibilitatea de a vizualiza toate biletele, multe, mii de bilete puse de către ceilalți jucători care sunt pe platformă și de a vă inspira de acolo. Vă spuneam că săptămâna trecută am copiat 17 bilete. Eu sunt genul de jucător tip bilet cârnățel, așa. Adică mai degrabă joc pentru plăcerea jocului, neapărat pentru un câștig evident și rapid. Pentru că sunt două tehnici, pui cârnățel lung, 16, 20, 25 de meciuri, depinde cât vrei să pui, cu o miză mică sau un meci, două, cu o miză foarte mare. Mie mi se pare că varianta a doua e puțin mai periculoasă, n-a scăpa hățurile. Da, mă rog, fiecare are strategia lui. Eu pun tipul cârnățel și atunci mă duc în Super Social, văd jucători care pun bilete lungi, mă uit la istoricul lor, pentru că asta e foarte interesant să vezi ce rată de succes are fiecare jucător în parte și se întâmplă de multe ori să întâlnești oameni extrem de bine ancorați în fenomen și să te inspiri de acolo. Și săptămâna aceasta chiar am câștigat cu un bilet cu vreo 19 meciuri. Dar, repet, strategia asta cârnățel este cu câștig mai rar. Dar și când vine, vine bine. Așa că nu ocoliți, deși cred că principala atracție a acestei platforme Superbet este chiar aceasta, zona de super social în care puteți intra într-o comunitate extrem de mare de oameni pasionați sau, mă rog, prinși de acest microb al pariatului. Nu uitați să aveți și 18 ani.